Salut! În timp ce mult așteptata noua parte din franciza Furious și Iute în sfârșit rulează pe marele ecrane în cinematografele din majoritatea țărilor din lume, cred că ți-ar fi interesant să afli secretele care se ascund în spatele acestei istorii spectaculoase care de-a lungul timpului a cucerit inimile milioanelor de persoane și se bucură de încasări consistente la box office-ul mondial. Deci, cuplează centura și hai să începem! Unicul episod din franciză în care nu apare Vin Diesel este Furios și Iute, partea a doua. Fiind întrebat de ce nu participă în continuarea istoriei despre Dominic Toretto, actorul afirmă că nu i-a plăcut scenariul. Însă se zvonește că cauza adevărată a fost onorariul de 30 de milioane de dolari cerut de acesta. Având la dispoziție doar 76 de milioane, se pare că cei de la Universal nu erau dispuși să ofere aproape jumătate din buget pentru a achita prestația unui singur actor și Diesel a plecat din echipă. Împreună cu Diesel, proiectul a fost părăsit și de regizorul primei părți, Rob Cohen. Totuși, cei doi nu au stat fără treabă și în timp ce Universal lucra din greu la al doilea episod, Diesel și Cohen au lansat Triple X, care, asemenea Furios și Iute, poate fi considerat una din prestațiile remarcabile ale acestui actor. Pentru cele câteva minute în care Vin Diesel apare la sfârșitul episodului 3 a francizei, studioul Universal nu a achitat niciun cent. În schimb, ei au fost nevoiți să cedeze actorului drepturile comerciale pentru pelicula Riddick, Bătălia începe, în care Diesel a interpretat rolul principal. Editura Hollywood Reporter a calculat câte mijloace de transport au fost sacrificate pentru această franciză. Astfel, până la începerea filmărilor episodului cu numărul 9, s-au afișat următoarele totaluri. 142 de bolizi au fost distruse complet și 169 au necesitat reparații serioase. Pe lângă supercaruri, în procesul de filmări au fost avariate alte 37 unități de transport, printre care camioane, autobuse, motociclete, dar și tehnică militară. Cronologia francizei este destul de încurcată și nu respectă ordinea în care părțile au fost lansate. Astfel, Furios și Iute 7 este continuarea Furios și Iute 3, dar episoadele 4, 5 și 6 au prezentat evenimentele anterioare celui de-al treilea episod. Cu alte cuvinte, pentru a respecta succesiunea cronologică a istoriei, episoadele trebuie privite în ordinea următoare. Furios și Iute 1, 2, 4, 5, 6, 3, 7, 8 și 9. La momentul începerii filmărilor, titlul Furios și Iute aparținea regizorului Roger Corman, care în 1555 a lansat un film cu denumirea similară, dar noul proiect despre cursele urbane inițial a fost intitulat Red Line. Însă Universal nu s-a lăsat așa ușor și după negocieri îndelungate a cumpărat de la Corman dreptul de folosire a titlului Furios și Iute. În prima parte a francizei au fost implicați mai mult de 1500 street raceri reali și supercarurile acestora. Nu toți actorii participanți în cursele de film puteau să conducă mașina. Posibil pare uluitor, dar actrițele Michelle Rodriguez și Jordana Brewster niciodată nu au șofat înainte ca să participe la filmări. Chiar dacă momentul în care Dominic și Brian traversează calea ferată la un pas de a fi spulberați de trenul ce se apropie pare incredibil de real, această scenă totuși a fost filmată separat. Trenul aparte și mașinile aparte. Imaginile au fost suprapuse abia la etapa montării finale. În a cincea parte a francizei apare un nou personaj, Luke Hobbs, interpretat de Dwayne The Rock Johnson. Și acum este greu să-l imaginăm în rolul agentului Hobbs pe altcineva. Cât de straniu nu ar părea, producătorii erau convinși că candidatul perfect la rolul agentului FBI Hobbs este Tommy Lee Jones. Totuși, fiind asaltați de fanii francizei, decizia a fost schimbată și The Rock a fost invitat în proiect. Dar ție cum îți pare această hotărâre? Au făcut bine producătorii că au schimbat actorul? Lasă-ți impresia mai jos în comentarii.
un alt actor care putea să se alăture distribuției Furios și Iute este Denzel Washington. Însă acesta a refuzat rolul lui Mr. Nobody din a șaptea parte a francizei și personajul i-a revenit lui Kurt Russell. Pentru scena în care Dominic și Brian târâie după ei seiful bancar, s-a folosit o casă de fier adevărată. Evident că greutatea acesteia făcea imposibilă remorcarea. Pentru a ieși din impas, în interiorul seifului a fost ascuns un camion care îl ducea, creând impresia că este târât de cele două mașini. Subiectul din Furios și Iute 6 era așa de complex încât scenariștii planificau să împartă episodul în două părți. Totuși, după negocierile cu Universal, au fost nevoiți să reducă istoria până la un singur film. Faptul că Letty a supraviețuit după accident a fost o surpriză nu doar pentru fanii francizii, dar și pentru actrița Michelle Rodriguez, care interpretează acest personaj. Ea, la fel ca și restul spectatorilor, a aflat despre învierea sa din scena post-generic din Furious și Iute 5. Cred că una din cele mai spectaculoase scene din Furious și Iute este căderea mașinilor din avion în a șaptea parte a francizei. Pentru ca imaginea să pară reală, câteva mașini într-adevăr erau aruncate din avion, dar una a fost zdrobită la aterizare, întrucât parașuta sa nu s-a desfăcut. Paul Walker era unicul membru din echipă care se simțea ca peștele în apă la volanul bolizilor. La momentul începerii filmărilor, Walker deja s-a remarcat ca un street racer priceput, dar în garajul său era o mini colecție de supercaruri. Această îndemânare i-a permis să execute singur majoritatea scenelor cu curse sau urmări pe mașini. Personajul lui Dominic Toretto are un fecior pe care l-a numit Brian, în cinstea prietenului său, Brian O'Connor. Această idee a fost preluată din viață. Vin Diesel și-a numit fica Pauline, în memoria prietenului său, Paul Walker, decedat în 2013. Accidentul în care acesta și-a pierdut viața s-a produs aproape de finalizarea filmărilor cele de-a șaptea părți din franciză și scenariștii au fost nevoiți să încheie subit linia narrativă acestui personaj, dar scenele finale au fost realizate cu ajutorul graficii speciale și fraților actorului decedat, Caleb și Cody Walker. Atât pentru azi, dar tu deja ai văzut ultima parte din această franciză. Dacă da, scrie mai jos în comentarii ce impresie ți-a lăsat. De asemenea, mi-ar plăcea să aflu ce părere ai despre Furious și Iute și care este partea ta preferată. Nu uita să pui un like acestui video dacă ai aflat ceva interesant și să te abonezi pe canalul meu dacă ești pasionat de cinematografie. Ne auzim în videoul următor!